Salutare și bine am găsit la un nou episod pe Pet Simulator X. Astăzi o să facem un mic update cu mina de diamante, care de când au făcut update-ul, am făcut și eu 7 zile pe 0 și am deblocat următoarea mină, merge extrem, extrem de bine. Sunt câteva tips and tricks pe care aș putea să vi le spun pentru a face diamante și aia fiind cu noul update pe care l-au făcut cu questurile. Știți că pică și aceste fructe, unde dacă aveți noroc poate să vă pice și această portocală care dă, face un multiplier mai mare la diamante. Acum din ce am văzut eu e că i-au făcut puțin nerf. Înainte la 5 portocale aveam 1,5x la diamante, acum este doar 1,1. Din cauza că se fac extrem, extrem de multe diamante și deja este o inflație destul de mare pe server. Adică ce v-aș recomanda e cumpărați cât mai multe peturi acum și păstrați-le câteva săptămâni până la următorul update sau așa, fiindcă prețurile o să crească într-una de la noul update. Așa că am zis să... Da, am vrut să vedem cum facem și noi diamantele acum mai repede. Am băgat tot, aproape tot în bancă și haideți să mergem la mină. După cum v-am zis, am deblocat-o și noi pe aceasta unde trebuia să avem 7 zile pe cont ca să o deblocăm și vă pot spune că se simte o diferență enorm, enorm de mare. Încă o chestie, peturile pe care le folosesc, majoritatea dintre ele au royalty, fiindcă royalty-ul, după cum vedeți, dă 100% mai multe diamante și asta ne ajută enorm de mult. Așa că hai să facem un full run, să ne băgăm totuși niște boosturi, nu că ne-ar trebui, dar să fie aici activate. Peturile trebuie să le trimitem unul câte unul, nu toate deodată, ca să fie cât mai eficient. Și hai să începem, deci avem, să zicem că avem 0 diamante, că na, 270.000 nu e foarte mult. Și începem să le trimitem pe toate, să vedem dintr-un full run aproape cât facem. Data trecută făceam 300.000 de diamante dintr-un full run în partea cealaltă. Acum, după cum vedeți, este o diferență enorm, enorm de mare. Adică, deja 5 milioane de diamante, tot creștem și încă abia am făcut jumătate de cameră și nici n-am prins multe cu multiplier la ele. 6 milioane, ne apropiem de 7, 8. Hai să vedem, poate facem, poate 10, de fapt sigur facem 10 milioane din această cameră. Și deja au început să se respawneze celelalte, sau nu? Cam asta ar fi. Deci un full run ne-a dus la, hai să vedem, 12 milioane jumate de diamante. 12 milioane de diamante, asta este, mi se pare enorm de mult. Și să facem un full run, uitați, deja s-au spawnat iară, iar să facem un full run la camera asta durează un minut maxim, adică în 10 minute am putea face câte 100 de diamante. Ia uitați-o pe aceasta, este cu 100 ori 100, haideți să vedem cât ne dă o singură cutie din aceasta. 5 milioane, 6 milioane, aproape 10 milioane numai dintr-o singură cutie. Deci cum vedeți, dacă avem noroc să prindem și din acestea cu foarte mult multiplier, putem face la diamante în extrem, extrem de ușor. Și nici măcar nu suntem în ultima cameră, unde, cum v-am spus în episodul trecut, am văzut player care fac în 10 minute, poate chiar mai puțin, câte un miliard de diamante. Nu suntem încă la nivelul acela, dar ușor, ușor o să ajungem și acolo. Și pe lângă camera asta, haideți să terminăm run-ul acesta. Și după aceea, dacă vedeți, a spart cineva un chest acolo. Chestul acela se numește AFK chest. Nu e chiar AFK chest, fiindcă durează ceva să se respawneze. Dar o să vă arăt imediat cam cât dă și acel chest după ce îl spargem. Trebuie să aștept acum 6 minute până... Și văd că deja cineva îl campează acolo. O să schimb serverul. O să mai stau eu puțin pe aici să mai spar până se spawnează chestul. Și după vreau să vă arăt și vouă câte diamante putem face într-un chest. După cum vedeți, deja în câteva minute suntem la 50 de milioane aproape. Dacă mai spargem câteva aici, am ajuns la 50 de milioane.
Bun, haideți că revin eu imediat ce găsesc un ce să spargem. Brand new caddy. Haideți că a apărut și chestul. Văd că încă mai este un player aici, dar nu contează. Hai să spargem și acest chest, să vedem cât luăm. Mă, nu am eu oare? Mă atacă sau eu nu le văd eu pețurile? Show pet, nu? Show other pets, yes. Ah, poate nu-l atacă. A, ba da, l-a atacă, dar cred că are doar un singur pet. Bun, haideți să vedem cât primim din acest chest. Nu mai avem boost de diamante, ne-a urmat doar restul. Și 16 milioane? 16 milioane, poate... Poate dacă l-am face singuri, am primit mai mult. După cum v-ați văzut pe filmare, am stat eu puțin AFK aici, cred că 10 minute maxim. Și deja avem 200 de milioane de... diamante. O chestie pe care nu v-am spus-o, ce mai contează foarte mult sunt aceste masteries, care doar ce am făcut acum level. Prima cred că este, stați așa, haideți să vedem. Prima este la level 15, unde primim 20% mai mult drop din mină. Apoi la level 35 pețurile au 40% mai mult damage. Iar deja de la level 50 începe să fie din ce în ce mai considerabil. Vedem că avem 40% diamond mine drops, la level 75 100% mai mult pet damage și la level 99, adică levelul maxim, avem plus 80% diamond mine drops. Acum, eu nu am level maxim și totuși fac destul de mult diamante, dar cu siguranță dacă a mai crește puțin, s-ar simți iară mai mult. Nu știu dacă cumva se adună acele procentaje, adică arată 20% iar apoi 40%. Nu știu sigur dacă acel 40% vine peste 20% pe care deja l-avem sau se schimbă din 20 în 40. Dacă ar fi peste, atunci ar fi prea OP și... nu cred că ar mai fi atât de bine, fiindcă prețurile ar crește enorm de mult la toate pețurile în Trading Plaza. Deja am început să folosesc niște metode de a făcu bani. Ce am văzut eu că se cumpără tot timpul sunt Safari Cats-urile, care puteți să le găsiți dacă aveți noroc și la 30 de milioane. Eu când găsesc una la 30 de milioane... până și la 40 de milioane le cumpăr instant, fiindcă cu siguranță, eu cel puțin asta cred, că săptămâna următoare când o să apară noul update, aceste pețuri o să coste undeva la 100 de milioane minim. Din cauza inflației care se întâmplă momentan pe server, din cauza minei, o să crească absolut toate animalele. Și ce vă sfătuiesc, nu știu dacă cumva o să facă nerf la mina asta sau nu, dar vă sfătuiesc să o folosiți acum cât încă este atât de OP, să faceți cât mai multe diamante, cumpărați cât mai multe peturi de pe din Trading Plaza și faceți trade-uri cu ele, adică nu faceți trade-uri cu ele, puneți-le în bancă, păstrați-le și așteptați următorul update să vedem dacă cumva o să dea nerf la mina sau nu, fiindcă dacă nu, cu siguranță absolut toate pețurile pe care le cumpărați acum o să crească enorm de mult. Haideți că o să schimb eu acum serverul din nou să văd, poate găsesc să bat un chest din acela singur și să vedem dacă e vreo diferență între cât ne-a dat cu acel player și dacă îl facem cumva singur ne dă mai mult sau mai puțin. Așa, haideți că n-am mai schimbat serverul, am mai bătut aici puțin, fiindcă am vrut să măresc masteriu și l-avem level 43 deja. Și am observat încă o chestie, nu aveam ăsta level 50, acum l-avem level 50 și arată că din loot bags putem primi 35% mai multe diamante. Dacă ne-am crește masterul se schimbă foarte mult reward-urile pe care le avem.
Haideți să vedem acum câte diamante facem din acest chest, fără să fie și al player. Deja am strâns un milion și încă nu s-a spart chestul să vină loot bag-urile. Ok, un milion jumate, să zicem 2 milioane acum. Asta a fost aceeași. Și acum cu toate loot bag-urile, cam tot pe acolo, cam tot prin zona aia, de aproape 20 de milioane dintr-un chest. Deci cu acest chest, la fiecare 10 minute puteți face 20 de milioane, iar apoi vă întoarceți aici, începeți să spamați și ușor, ușor crește și masteriurile, faceți din ce în ce mai multe diamante și cam asta e. Cum am spus, update-ul acesta este extrem de bun pentru player noi ca și mine, dar în același timp, pe o durată lungă de timp, prețul o să se schimbe enorm de mult. Dacă o să rămână exact la fel, toate prețurile o să fie din ce în ce mai scumpe la absolut orice, fiindcă este foarte OP. Lumea s-a plâns înainte de Diamond Mine, dar văd că acum adminii au înțeles mesajul și chiar au făcut un update destul de considerabil. Păi, cam atât de la mine pentru acest episod. Sper că v-a plăcut și sper că ați învățat și voi cum se fac diamantele acum pe server. Nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați și un comentariu și ne vedem data viitoare.